cred că se vede bine. Cred că înregistrează. Bun. Ne punem centura ca să nu ne luăm hate în continuare, cum ne luăm de obicei. Și pornim la drum. Stai să ies din parcare. Asta e parcarea din care încep eu fiecare pov. Salut, eu sunt Bogdan și asta am revenit cu un nou clip. Astăzi, tocmai ce am scăpat de la dentist, am zis, băi, hai să filmez un pov, fiindcă v-am promis că voi încerca să postez săptămânal măcar un video de acest gen. Am văzut că vă plac, am văzut că a strâns ceva vizualizări ultimul video de genul, cel cu drifturile, unde am rupt cauciucurile. Până una alta, nu uitați, dați un follow pe Instagram, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Ne apropiem de vreo, nu știu, 72.000 de followers. Deci, foarte bine, am crescut foarte, foarte mult. Nu mi-am amintesc cât aveam la începutul anului acesta, dar știu sigur că am crescut destul de mult și în abonați. Și pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc foarte mult. Să vedem ce ne rezervă 2020. 2020 cu siguranță va fi mult mai tare și din punct de vedere al proiectelor și din punct de vedere al contentului. Veți vedea multe chestii interesante în 2020, așa că rămâneți pe canal. Multă lume am văzut că mă întreabă atât pe Instagram cât și pe YouTube dacă voi mai pune perne pe și pe 6. Răspunsul este nu, nu voi pune perne pe 6, voi pune niște suspensii destul de performante, zic eu, niște KV-uri care să o țină bine pe stradă, să o coboare exact așa cât trebuie, cu jante pe 21, va arăta perfect. Stai, mă, distronicule, de ce intri? Că frânesc. Ce urmează să mai facem la interior, dar cu siguranță nu apucăm anul acesta, la începutul anului viitor. Vom face toate trimurile. Ăsta, tot ce înseamnă lemn în mașină, îl vom face carbon și nu hidrotransferul, vom face fibră de carbon, carbon real, exact ca volanul. Deci interiorul va arăta exact așa cum trebuie, va arăta sportiv, fiindcă mie nu-mi place lemnul, cine mă cunoaște știe că mie nu-mi place lemnul. Materialul meu preferat este carbon, dintre toate materialele, carbon, toate tipurile de carbon, carbon forjat, glossy, mat. E cam murdărică mașina așa, dacă mă uit bine. Acolo din nou am făcut o mini colecție de bonuri benzină pe care nu o să le mai calculez, o să le arunc direct acum la spălătorie. Da? Și depășim. Nu depășim, că nu. Suntem oameni legali, ce ai cum să depășim? Nu depășim aici. Și da, trebuie să o spăl acum. O să merg la spălătorie imediat după ce filmez acest clip, fiindcă s-a prăfuit în ultimul hal. Adică a devenit roșu mat mașina asta. Că tot veni vorba și de culoare, vom colanta mașina în ianuarie. Acum să vedem ce alegem. Păi, v-am zis eu că am găsit variantă, dar mereu mă răzgândesc, mereu văd ceva nou, mereu îmi place aia, îmi place aia, îmi place aia și este foarte greu să te decizi la o culoare sau cu atât mai mult, la mai multe culori în caz că vrei să-ți faci o grafică. Am câteva modele de grafică cumpărate de pe anumite site-uri care se ocupă cu așa ceva în format vectorial, doar că nu sunt complet hotărât. Tot am impresia că nu o să fie wow. Cea mai simplă variantă pe care de altfel o voi și aplica este să colantăm mașina în ianuarie, să aleg din variantele alea salvate ale mele, să aleg o culoare care mi se pare mie mai deosebită, să o colantez, să o țin câteva luni, după aceea să o schimbăm iară prin mai, spre exemplu. Na, ceva de genul. Să-i dăm o culoare nouă de vară, după aia să-i mai dăm o culoare nouă de toamnă, în caz că ținem mașina și în toamnă. Deja mor de calma, mai era pe 28 de grade, hai 21 de grade. Am venit de la dentist, am găsit loc de parcare undeva puțin mai departe de locație și am mers puțin pe jos până la mașină. Nu am mers foarte mult, ce trebuie, dar am înghețat. Adică eu sunt și prost și nu mă îmbrac, fie iarnă, fie vară, eu tot subțire mă îmbrac. Adică pe mine iarna o să mă vezi ori în tricou, ori în hanorac, dar nu te gândi la ceva hanorac foarte gros. Gândește-te la ceva foarte subțire, adică ăsta e gros acum pe care l-am pe mine. Da. În fine.
Da, bă, și-am murit de frig până la mașină. A venit la mașină disperat, încălzire în scaune, direct maxim 28 de grade. Și de asta au rămas așa toate astea, așa cum am murit de cald. Bun, ne-am abătut de la subiect, cum facem de fiecare dată. Ce planuri avem cu mașina asta în 2020? Păi, în principiu vom mai modifica, vom adăuga alte chestii noi, vom umbla mai mult la performanțe. Urmează intercooler, urmează admisie, la turbină nu sunt sigur dacă vom umbla, fiindcă dacă umblăm la turbină, cel mai probabil o să fie nevoie să umblăm și la interne. Și deja ne complicăm foarte mult, deja mai bine ne cumpărăm un M, dacă e vorba să... Când o acceleram ușor la rece, băi, cât de frumos poate face. O să vă pun acum clipul. Eu zic că pentru mașina asta 410 cai cât va scoate după modificările aferente, gen admisie, intercooler, este ok, nu suficient, este ok, atât. Îmi place foarte mult, iubesc mașina asta, cred, dintre toate mașinile pe care le-am avut, asta este mașina mea preferată. Din toate punctele de vedere, îmbină sportivitatea, îmbină luxul, eleganța, tot într-o singură mașină. Este coupe, eu am ales asta. Mi-am dorit seria 6 în două uși, încă seria 6 așa este. Așa a fost dintotdeauna în două uși, așa l-am vrut și eu, nu am vrut varianta Grand Coupe. Ce facem acum? Băi, ne plimbăm. Ce să facem? Uite, stăm, uite, ne plimbăm. În cazul în care nu știți, eu anual organizez o chestie de asta caritabilă, unde strângem diferite produse, haine și așa mai departe și mergem să le dăm unor familii mai puțin norocoase. Așa că intrați pe Instagram, treaba asta nu va apărea pe YouTube, doar cei de pe Instagram vor afla, nu vreau să apară pe YouTube, fiindcă nu vreau să mă expun foarte mult cu treaba asta, vreau să o fac doar pentru mine. Mă folosesc de Instagram pentru a promova treaba asta, nu pentru a... Să zic, nu pentru a arăta că, vai, uite ce fac eu, sunt o persoană bună și așa mai departe. Nu, asta o fac strict pentru mine, nu pentru reclamă sau așa ceva. S-au strâns destul de mulți oameni anul trecut. Anul acesta bănuiesc că se vor strânge mult mai mulți, fiindcă sunt foarte mulți urmăritori acum. Și, da, stați pe Instagram pentru a fi la curent cu treaba asta. Trebuie să iau lichid de parcurs, că mă disperă eroarea. Eu nu suport să văd absolut nimic în bord. Am o problemă cu chestia asta. Ce să zic, sper că v-a plăcut contentul meu pe anul 2019. Din punctul meu de vedere am evoluat destul de mult comparativ cu alți ani. Și da, 2020 ne rezervă lucruri foarte, foarte faine. Multe clipuri noi, multe, ce să zic, plimbări noi, diferite evenimente și așa mai departe. Frate, pe aici e cam un fel de zăpadă, să zic așa. Nu? Ușor pe aici, că încă nu am pus gumele de iarnă. Sunt 0 grade, da. Întoarcem undeva pe aici. Hai să întoarcem aici. Mi se pare că am mai întors odată aici. Tot într-un pov. Așa. Nu, nu este continuă, este discontinuă pentru hater. Opa, a intrat puțin sistemul. Mamă, cât de frumos se vede totul aici. Cred că bag mașina cu spatele acolo să trag o poză. Da? Să fac asta? Hai că fac asta, fiindcă e foarte faină zona. Opresc aici. Stai așa, am mașină, nu am mașină, ca să pot să mă bag frumos așa. E prea mișto peisajul ăsta și de asta vreau să bag neapărat mașina aici. Sper să nu cad în ceva răpă ascunsă, nu?
vom vedea dacă, de fapt veți vedea dacă, de fapt nu veți mai vedea dacă voi cădea troagă pe ascunsă, ce prost sunt. Ador aburul, băi, ador la benzinar aburul ăsta iarna. S-o dau mai în spate? E bine așa? Sper să nu vină mașina. Ia că mă dau puțin jos, de fapt vă iau cu mine. Mamă, ce frig e! Mamă, ce frig e! Mamă, ce frig e! Și luminițele. Bine, dar pentru asta trebuie să oprim motorul, bineînțeles. Au salutat și oamenii aici, salutare dacă te uiți la acest clip. Ia hai să încercăm să facem și pe wide ceva. Mamă, ce fain a ieșit. Gata în mașină. Wow. Nu, nu-i frig deloc. Nu se simt 0 grade, deloc, deloc. GoPro, GoPro, GoPro. Unde ești, mă? Așa. Așa. Bun. Pornim. Minus 1 grad, ia uite. Mai ieșim de aici? Iar bine, nu, nici nu-i decembrie, ce-i drept. Așa. Băi, sper că v-a plăcut acest clip. A fost făcut așa, random, v-am zis. Am ieșit de la stomatologie și am zis, bă, hai să filmez un POV. De ce nu? Că nu se știe câte voi mai filma anul acesta. Mai ales că vine iarna. Mașina murdară, mereu. Glumesc. Ba nu, nu glumesc, știți că nu suport să vă mașina murdară. Acum mergem direct la spălătorie. Bun, sper că v-a plăcut acest clip. Până una alta, nu uitați, dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Noi ne vedem data viitoare. Ciao.